Hello, ce faceți, dragilor? Well, de mult timp am promis că o să vorbim despre bonsai. Well, noi nu avem la atelier la noi bonsai. Noi avem cactus și suculente pentru că cred că ați văzut că am lăsat un sign nou-nouț frumos și înțepător, grasesicepoase.ro. Gata, momentul publicitar de la teleshopping. Să vorbim despre bonsai. Așa, m-ați întrebat foarte mulți cum să avem grijă de bonsai. Well, bonsai de precizat că bonsaiul nu e neapărat o specie, de fapt nu e deloc o specie. Bonsaiul definește o artă, despre asta e vorba, o artă japoneză inspirată dintr-o artă chinezească. Bun, chinezii au fost primii care au făcut niște peisaje miniatură și de acolo japonezii s-au inspirat și au făcut niște pomișori în miniatură. De fapt, despre asta e. Bonsai înseamnă arta de a crește un copac într-un ghivecel mic și cumva grija pe care trebuie să o avem față de bonsai e redată de specia din care acest bonsai este făcut. Cele mai des întâlnite specii din care se fac bonsai sunt ficuși și coniferele. Mai sunt și de foioase, să știți că am văzut inclusiv bonsai făcut din cireș și corcoduș. Deci se poate întâmpla să aveți chiar un bonsai făcut dintr-un copăcel din ăsta neauș de al nostru. Fac o mică paranteză să zic că, de fapt, bonsaiul ăștia pe care îi luăm din florării, gen magazine, whatever, sunt niște copii de bonsai, nu e chiar originalul. Bonsaiul cumva are câteva zeci de ani și costă câteva zeci de mii de ieni japonezi. Bun, cumva, pentru că foarte multă lume îi denumește bonsai, o să-i denumim și noi așa. Cel mai des întâlnit pe la noi, care se găsește de cumpărat în... nu dă nume Ikea. Așa, este copacul bonsaiul din ginseng. Ginsengul e o specie dintr-un ficus. Însă așa, bonsai care au un trunchi gros așa sau din mai multe bucăți ca niște cartofi. Nu, poate mă înțep în țepoasele astea. grasesicepoase.ro. Așa, deci bonsaiul din ginseng. Trebuie avut în vedere că ginsengul îi place foarte mult umiditatea. Doamne, era să uit, să încep cu cel mai important lucru de pe planetă. 99,99% din bonsai mor, toată lumea zice, a, bonsaiul este sensibil, moare, n-a rezistat, mi-a murit, ce-am făcut, vai de mine, vai de mine. Well, să știți eu de acum, cu literă de lege. Bonsai, 99,99% dintre ei mor de sete. Da, deci, foarte multă lume udă bonsai așa, pac, adaugă puțin apă și gata, l-am udat, a murit, săracul. Bun, ați văzut că bonsai are ghivecelul ăla mic, cu tulpina mică, cu trunchiul mic, cu rădăcinile mici, cu pământul ăla mic, totul acolo bătătorit și voi veniți cu o mică cănuță și puneți niște apă pe deasupra. Și datorită faptului că pe pământul ăsta există ceea ce înseamnă gravitație, apa se scurge pe unde găsește calea cea mai ușoară. Iar la rădăcină, acolo unde pământul este foarte îndesat, nu ajunge deloc apă. Deci, de fapt, de asta mor bonsaii, de sete. Mai ales pe vara asta și mie mi sete de mor, apoi bonsaiilor. Bun. Cum se udă bonsaiul? Literă de lege, bonsaiul se udă prin scufundare, da? Adică luăm ghivecelul în care luăm cu totul din ghivecelul în care este pus, îl punem într-un vas mai mare în care e multă apă, îl scufundăm, îl ținem acolo scufundat vreo 10 minute. Atenție, dacă udați alte plante prin scufundare și vi s-a spus că trebuie să le scufundați până când nu mai ies bule de aer, este un lucru adevărat, așa să faceți în continuare.
La bonsai, pentru că pământul este foarte bătătorit, nu o să iasă foarte multe bule de aer, dar e bine să-l țineți cufundat 10 minute, să fiți sigur că apa a ajuns până în mijloc, până la rădăcină, da? Îl țineți cufundat 10 minute, 10 minute îl țineți undeva pe marginea ghiuvetei sau a căzii sau whatever și să se scurgă și apoi îl puneți înapoi la loc, da? Locul în care stă bonsai, foarte important, al doilea punct pentru care bonsai e mora, dar asta face parte deja din 0,01%. Locul în care stă bonsaiul trebuie să fie pe tot parcursul anului aproximativ la fel. Diferența de umiditate în aer, temperatură, ar trebui să nu varieze foarte mult pe parcursul anului. Acum, eu știu că în casele românilor, iarna duduie caloriferele. Bineînțeles, știți că nicio plantă nu se pune pe sau lângă calorifer sau sub aerul condiționat, da? Exclus. Aerul condiționat și caloriferul nu le face bine plantelor. Știu că multă lume se întreabă, dar cum? Că mama mea avea pervazul plin de ghivece. Pe vremuri, mamele noastre mergeau una în vizită la altă și zicea, vai tu Rodico, dar uite ce plantă frumoasă ai, dă și mie o frunză. Și își luau o frunză și își mulțeau de la una la alta și plantele cumva creșteau mai naturel. Acum, cumva, tot ceea ce noi cumpărăm din florării din, sau din orice alt fel de magazine, de unde n-ar trebui să cumpărăm neapărat flori și plante, dar o facem. Și eu susțin, uite, Daniel Nora zice pentru prima dată în istorie, cumpărați flori de la Kaufland, domne. Mergeți la Kaufland și la Lidl sau la orice magazin și luați flori de acolo. O să sară toți floriștii în cap. Vă zic un lucru. Faceți-le soțiilor voastre, prietenelor, mamelor, iubitelor și prietenilor, că și bărbații ar trebui să primească flori, cadou flori. Luați-le în fiecare săptămână flori de la Kaufland. Și când aveți nevoie de ceva mai deosebit și mai frumos, atunci, domne, atunci veniți la Purple Flowers, că normal la Lidl găsești sau la Kaufland găsești doar o legătură simplă de lalele, de trandafir, de trala. Atâta vreme cât românii vor cumpăra flori, eu sunt fericit. Asta e cel mai important lucru, să ne cumpărăm flori și să ne dăruim emoții. Așa, bun, o să-mi sară toți floriștii cap, aia e, eu zic că a fi florist înseamnă ceva diferit, eu aduc un plus. Asta nu o să găsiți neapărat la Kaufland, papa, în dărâmat un ghivece din ăsta. Trebuie să veniți la Purple Flowers ca să luați. Sau la grasesitepase.ro. Așa. Dar obișnuiți-vă să cumpărați flori, că la urma urmei asta e cel mai important, da? Așa. Și aceste flori pe care mamele noastre și plante pe care mamele noastre și le mulțeau cumva erau adaptate în apartament, trăiau bine mediul ăla. Noi, în momentul în care cumpărăm o floare dintr-o florărie, trebuie să înțelegem că toate aceste plante sunt provin dintr-o industrie care, la fel ca și cu puii, sunt crescute cât de repede se poate, astfel încât să ajungă la forma care trebuie să fie vândute. Despre asta e vorba. Acum, plantele sunt crescute cu niște substanțe. Și cumva, pentru că caloriferul și aerul condiționat nu face parte din regimul normal de funcționare a unei plante, cumva de-aia ele nu duc prea bine atunci când ele sunt puse pe un calorifer sau în bătaie directă a unui aer condiționat. Și bonsai cu atât mai puțin, că cumva nu prea le place diferența asta de rece, cald, nu prea funcționează prea bine. Cumva, să luăm un pin, da? Un pin imens care trăiește în natură, el e vita mai animalul. E zdravă, e un copac puternic, el poate să reziste diferențelor ăstora de temperatură și în plus, dacă tot îngheață sub un strat de 5-10 cm de pământ, deja avem grade cu plus, rădăcina lui nu îngheață. Dar dacă noi avem un ghivecel dintre ăsta și îl punem afară, pe perioada iernii la noi, când e foarte fric, în ghivecelul ăsta nu prea e prea mult pământ și el va îngheța. De aceea, știu că sunt oameni care scot bonsai pe perioada verii afară, ok, e un lucru bun, mai ales dacă e un bonsai din ginseng care adoră temperatura
ridicată, dar atenție mare la umezeală, să nu rămână pământul uscat, pentru că bonsaiul lui nu prea îi place asta. La bonsai din conifere putem să lăsăm pământul să se usuce între udări, la bonsaiul din ficus și în special la cel din ginseng ar fi bine să nu se prea usuce pământul între udări, da? Așa, pământul nu trebuie să băltească, oricum ghivecele în care sunt puse bonsai nu au găuri și cumva apa surplusul de apă se scurge, nu băltește acolo. Paranteză. De ce mor plantele atunci când băltesc în apă? Pentru că în afara plantelor acvatice care pot să dizolve oxigenul din apă, plantele terestre, pe rădăcina lor are nevoie de două componente. Apă, pentru a-și trage substanțele din apă, și aer, oxigen. Rădăcinile nu pot funcționa fără oxigen. În momentul în care ghivecul este plin, băltește de apă, rădăcinile plantelor terestre nu mai pot să mai folosească oxigen. Da? Pentru că ele nu pot să descompună oxigenul din apă, așa cum fac plantele subacvatice. Da? Bun, deci păstrăm bonsaiul tot timpul anului în același mediu, încercăm să nu avem diferențe foarte mari de temperatură și umiditate în special. Atenție mare, sunt bonsai care preferă acțiunea directă a soarelui, dar foarte puțin. În general, ei bonsai, pentru că sunt niște copaci mici, chiar dacă pirul, de exemplu, el în natură nu are niciun fel de problemă în asta să-l bată soarele în cap. Când e așa mic și pricăjit în ghivecelul ăla, nu mai merge atât de bine, pentru că nu se poate apăra atât de bine pe cum o face când e un copac mare. Da? Așadar, bonsaii preferă multă lumină, dar nu acțiunea directă, cea mare a lor majoritate, nu acțiunea directă a razelor soarelui. Da? Așa, alt lucru foarte, foarte important, transplantarea. Că mi-am adus aminte că am o prietenă care are un bonsai foarte mare într-un ghiveș mare. Dacă ai un bonsai într-un ghiveș foarte mare și nu prea poți să-l muți și să îl scufunzi, atunci automat îl uzi cu duș foarte, foarte mult și încep până când te asiguri că tot pământul este îmbibat cu apă. Apoi îl lași la scurs și apoi eventual ar fi bine dacă ai putea să faci asta afară, în grădină, îl lasă să se scurgă apoi în surplusul de apă și apoi îl pui unde stă el de obicei. Dar neapărat trebuie să-l uzi bine, bine de tot, chiar dacă e mare. Da? Bun, transplantarea se face foarte rar, spre niciodată, aproape deloc. Bun, trebuie să înțelegem că la bonsai, asta e rațiunea, ideea din spatele bonsaiului, că el stă într-un vas foarte, foarte mic, mai mic decât i-ar trebui lui. Așa, atunci când îl mutăm, niciodată nu vom muta un bonsai dintr-un vas atât, într-un vas atât. Nu există. Maxim, vasul nou poate să fie mai mare cu 20-30%, maxim am spus, față de vasul vechi. Da? Deci, și luăm bonsaiul așa cum e în vasul vechi, îl desfacem în partea de dedesubt să-i dezvelim rădăcinile, îl punem pe un strat de pământ nou, punem pământ în jurul lui îndesat, tasat, bine, bine de tot și atât. Da? Deci cam asta este transplantarea. Vasul nu poate să fie mai mult de 20-30%, da? Pentru că ce se întâmplă? Transplantarea pentru orice plantă, da? Presupune un stres. În ce sens? Plantele, în momentul în care le schimbăm vasul, ele se opresc din creșterea pe înălțime și cresc în adâncime. Cumva face parte din programarea genetică a plantei. Planta trebuie să își asigure o bună stabilitate în sol și de aceea, de multe ori, când scoatem o plantă din ghiveci, o scoatem cu tot cu pământ. De ce? Din programarea ei genetică de a supraviețui, ea îi zice că ea trebuie să-și întindă rădăcinile cât poate de mult, astfel încât să-și asigure stabilitate. Da? Și pentru că cel mai mult ea poate până la nivelul pereților vasului, ea va îngloba tot pământul, pentru că în felul ăsta stă sigură că nu o scoate nimeni de acolo. Bine, o scoatem noi când o transplantăm. Oamenii buni! Bun. Și atunci, o transplantăm, în general la plante, desfacem un pic rădăcinile, putem să le și tăiem tocmai ca să încurajăm creșterea rădăcinilor noi și apoi o plantăm într-un alt vas. La bonsai, pentru că totul se desfășoară încet,
cu calm, car și răbdare, lucruri despre care cred că ați înțeles până acum că nu prea vii specifice. Toată lumea mă întreabă când aude că îți zici, zice, Doamne, nu vine să cred că tu ești ardelean, nu se mende deloc. Well, da, să știți că într-adevăr eu mă simt foarte bine în București, ador orașul ăsta, l-ador din tot sufletul și mai ales ador ceea ce fac, asta cred că v-am zis de mai multe ori. Poate încă un lucru despre care aș mai putea să vă zic este despre dăunători. Bonsai nu prea au dăunători, cumva poate să fie afectat de păduchelele noastre, dar nu, pentru că nu e o specie în sine, nu au niște dăunători ai lor. Bonsai afectat de păduchele lunos sau de mai știu ce alte zburătoare, probabil că le aveți deja în casă, probabil că sunt alte plante care le au deja și bineînțeles că le atacă și pe ei. Da? Deci trebuie să aveți grijă de chestia asta, orice dăunător aveți, faceți o poză dacă se poate, mergeți la o fitofarmacie, ori cu poza, ori descrieți farmaciștilor ce ați pățit și vă vor da soluția potrivită. Este cel mai simplu. Căutați pe internet fitofarmacie. Știu că sună ceva ciudat, există. Ele există, căutați-le și mergeți și vă cumpărați de acolo substanțele care vă trebuie, astfel încât să scăpați de orice dăunător pe care îl aveți. Da? Well, sper că v-am povestit despre toate cele. Vă doresc să aveți mulți bonsai, era să zic mulți cactus. Vă doresc să aveți mulți bonsai fericiți, frumoși și să-mi trimiteți și mie poză cu ei. Vă pup, pa, pa!